Pace și bine ați venit la programul de duminică seară al Bisericii Baptiste Vestea Bună Moldova Nouă. Astăzi vom citi un text din Biblie, din Cuvântul Dumnezeu, din Matei capitolul 21, de la versetul 1 la 9 și după aceea ne vom ruga. Matei capitolul 21, de la versetul 1 la 9. Când s-a apropiat de Ierusalim și a ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au dus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau din urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile prea înalte. Amin. Haideți să ne rugăm. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru această zi, îți mulțumim pentru toate binecuvântările pe care le primim din mâna ta, îți mulțumim pentru protecția ta, îți mulțumim pentru mântuirea prin Domnul Iisus Hristos și îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi. Te rog să binecuvintezi această zi, binecuvintează cuvântul acesta și te rog să ne protejezi tu și să ne ocrotești. Și îți mulțumim pentru toate și te rog să ne ajuți în fiecare zi să umblăm în voia ta și în fiecare zi să căutăm să facem voia ta. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Această zi este sărbătoarea intrării Domnului Iisus în Ierusalim și în popor mai este cunoscută și sub numele de sărbătoarea floriilor. Dar în realitate este despre intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, este despre intrarea Lui când s-a prezentat ca și Mesia, unsul lui Dumnezeu, împăratul lui Israel. Israelul ca și acum așteptau pe Mesia ca să-i salveze. Iar Domnul Iisus, care este Mesia, a venit și s-a prezentat public că El este Mesia. El este Cel pe care ei îl așteaptă și despre care au scris profeții Vechiului Testament. Această zi a intrării Domnului Iisus în Ierusalim este semnificativă, pentru că atunci s-au împlinit două mari profeții biblice. Și am spus și în trecut că prima venire a Domnului Iisus a fost în două stagii. Primul stagiu al primei sale veniri a fost când s-a născut la Betlehem sau când s-a întrupat, iar acest lucru nu a fost cunoscut de mulți. Puțini au știut ce se întâmplă. Acest stagiu a fost oarecum discret. Al doilea stagiu al primei sale veniri a fost când el a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș și s-a prezentat ca și Mesia înainte de Paște, s-a prezentat public poporului său Israel ca și Mesia, împăratul lui Israel. În primul stagiu al primei sale veniri s-au împlinit câteva profeții din Vechiul Testament, cum ar fi Isaia 9:6 sau cum ar fi Mica capitolul 5 cu versetul 2, unde este vorba despre locul nașterii lui Mesia. Și în al doilea stagiu al primei sale veniri s-au împlinit două mari profeții din Vechiul Testament. Și aceste profeții au fost făcute cu sute de ani înainte ca să se împlinească, iar asta este o dovadă în plus că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Cine poate să prezică viitorul? Doar Dumnezeu. De-a lungul istoriei au existat mulți așa ziși profeți, prezicători, care au făcut tot felul de preziceri, dar prezicerile lor sunt vagi, sunt generale, așa că pot să însemne orice. Pe de altă parte, profeția biblică este exactă, este detaliată și s-a împlinit în detaliu. Și dacă ceea ce Dumnezeu a prezis în cuvântul său s-a împlinit, atunci și ceea ce a prezis pentru viitor, pentru ceea ce este încă viitor pentru noi, se va împlini. Biblia este de încredere și sunt multe lucruri care dovedesc că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și este demnă de încredere, iar unul dintre aceste lucruri sunt profețiile
care s-au împlinit. Și aș vrea să ne uităm astăzi la două profeții biblice care s-au împlinit în ziua când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim. Și să nu uităm că aceste profeții au fost făcute cu sute de ani înainte ca să se împlinească și ele s-au împlinit în detaliu în acea zi. Una dintre aceste profeții este despre felul cum va veni Mesia când se va prezenta poporului său Israel. Înainte de a intra Domnul Iisus în Ierusalim sau când s-a apropiat de Ierusalim, el a trimis pe doi din ucenicii săi într-un sat dinaintea lor ca să-i aducă de acolo o măgăriță și un măgăruș. Dar și aici este interesant faptul că Domnul Iisus i-a trimis la locul potrivit ca să-i aducă aceste animale. El știa unde se află aceste animale și el știa ce vor spune stăpânii acestor animale când îi vor vedea pe ucenici dezlegând aceste animale. El nu i-a trimis să caute aceste animale, ci le-a trimis la locul exact, la locul potrivit și ei s-au dus și au găsit exact cum le-a spus Domnul Iisus și i-au adus aceste animale, o măgăriță și un măgăruș. Și ucenicii și-au pus hainele peste ei și Domnul Iisus a încălecat pe măgăruș și a intrat în Ierusalim. Zaharia, capitolul 9 cu versetul 9, spune că Mesia, împăratul lui Israel, va veni călare pe un măgăruș. Și dacă ne uităm în Zaharia, capitolul 9, versetul 9, vom vedea acest lucru. Saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Domnul Iisus putea să intre în Ierusalim pe jos, sau putea să intre călare pe un cal, sau într-o trăsură, sau călare pe un măgar adult. Dar nu, el a intrat călare pe un măgăruș și astfel a împlinit profeția biblică din Zaharia, capitolul 9, cu versetul 9, care spune că Mesia, împăratul lui Israel, va veni în acest fel. Această profeție a fost împlinită în detaliu în acea zi. Doar Dumnezeu putea să facă asta, cu sute de ani să prezică ceva și după aceea să împlinească în detaliu, după cum a prezis. Și faptul că el a venit călare pe un măgăruș, asta însemna că el este smerit, după cum spune Zaharia 9:9. Prima oară când Domnul Iisus a venit, el a venit ca să mântuiască de păcat. El a venit să salveze. Dar când va veni a doua oară, el va veni ca să judece. Prima oară a venit călare pe un măgăruș, a venit smerit, a venit să mântuiască. Dar a doua oară, când va veni, va veni călare pe un cal alb și va veni ca să judece. Și găsim despre lucrul acesta în Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Asta este vorba despre a doua venire a Domnului Iisus în mod vizibil. Acum, astăzi, este încă timpul pentru mântuire, dar mai puțin acest timp se va termina și va veni timpul pentru judecată. Mai bine acum, astăzi, când este timp, vino la Domnul Iisus ca să fii mântuit și să scapi de judecată. Vino astăzi la Domnul Iisus și cere-ți iertare pentru păcatele tale și să fii mântuit și să scapi de judecată. Ioan capitolul 3 ne spune aici cuvântul Dumnezeu în Ioan capitolul 3 de la versetul 16 la 18. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Astăzi, cât este timp, vino la Domnul Iisus ca să fii mântuit. Astăzi este încă timpul pentru mântuire. Mai târziu și cât de curând acest timp se va termina și va veni timpul pentru judecată. Deci am văzut că o profeție care s-a împlinit când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim a fost despre felul cum va veni
el, că va veni călare pe un măgăruș. Și am primit profeția biblică din Zaharia, capitolul 9, cu versetul 9. Profeție care a fost făcută cu sute de ani înainte de acest eveniment. A doua profeție care s-a împlinit la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, călare pe un măgăruș, a fost în legătură cu timpul când va veni Mesia, împăratul lui Israel. A fost în legătură cu timpul când se va prezenta Mesia ca împărat al lui Israel. Și timpul venirii sale, când se va prezenta ca și Mesia, a fost profețit în Biblie cu sute de ani înainte. Și această profeție s-a împlinit în detaliu. Domnul Iisus a venit exact la timpul potrivit, împlinind profeția biblică despre timpul venirii sale sau prezentării sale ca și Mesia. Deci dacă ne uităm în Daniel, capitolul 9, de la versetul 24 la 27, vom vedea despre profeția despre timpul prezentării lui Mesia. Și voi citi din Daniel, capitolul 9, de la versetul 24 la 27. Și spune aici așa: 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul Mesia, la Cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Aici Dumnezeu i-a prezentat sau i-a descoperit lui Daniel ce are să se întâmple în viitor și a spus despre când se vor întâmpla aceste lucruri. Dumnezeu i-a spus lui Daniel că 70 de săptămâni au fost rânduite pentru poporul său, adică Israel, și pentru cetatea sa cea sfântă, adică Ierusalim. Trebuie acum să înțelegem un lucru aici, că cele 70 de săptămâni nu se referă la săptămâni de zile, ci se referă la ani. Și dacă ne uităm în capitolul 9 din Daniel, vedem că Daniel vorbește mai înainte despre ani și are în vedere ani. Așa că aceste săptămâni se referă la ani. Fiecare zi a săptămânii reprezentând un an. Așa că 70 de săptămâni reprezentând 490 de ani. Dacă ar fi vorba de săptămâni de zile, atunci multe lucruri n-ar avea sens aici. Asta însemnând că Mesia trebuia să vină încă în timpul lui Daniel. Și asta însemna că Ierusalimul și templul trebuia să fie distruse încă în zilele lui Daniel. Dar știm că Ierusalimul și templul erau deja distruse de Nebucadnețar. Iar atunci când Daniel a scris această profeție, templul, Ierusalimul încă nu a fost reconstruit. Așa că nu s-ar potrivi ca aceste săptămâni să fie vorba despre săptămâni de zile, ci este vorba despre ani. Și sunt mai multe motive să credem acest lucru, că cele 70 de săptămâni se referă la ani, nu la săptămâni de zile. Și am prezentat doar câteva motive pentru asta, dar există mult mai multe și nu aș avea timpul necesar să le prezint. Deci, cele 70 de săptămâni reprezintă 490 de ani, fiecare zi acestor săptămâni reprezentând un an. Dumnezeu a dat lui Daniel și o dată exactă când vor începe acești 490 de ani. Și Dumnezeu a spus că acești 490 de ani sau 70 de săptămâni
vor începe de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, după cum am văzut în versetul 25 din Daniel, capitolul 9. Când a fost dată această poruncă pentru zidirea sau pentru rezidirea Ierusalimului? Când a fost dată această poruncă? Răspunsul îl găsim în cartea lui Nemia. Nemia era un om important în Imperiul Persan, era paharnicul împăratului Artaxerxe. Și găsim despre el, despre acest lucru, în Nemia, capitolul 2, cu versetul 1. Nemia, capitolul 2, versetul 1. În luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerxe, pe când era vinul înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată nu fusese trist înaintea lui. Nemia era evreu și auzise despre starea Ierusalimului, cum zidurile sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc, și lucrul acesta l-a neliniștit, lucrul acesta l-a întristat. Și el s-a dus la împăratul Artaxerxe și a cerut voie să lase, să se ducă la Ierusalim și să înceapă reconstruirea zidurilor Ierusalimului. Și găsim despre lucrul acesta în versetul 5 din Nemia, capitolul 2. Și am răspuns împăratului: dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Dacă citim în continuare, vom vedea că împăratul a acceptat cererea lui Nemia și asta a fost ceva oficial, pentru că i-a dat niște scrisori pentru teritoriile pe unde avea să treacă Nemia până să ajungă la Ierusalim. Și asta, practic, a fost porunca pentru rezidirea Ierusalimului despre care vorbește Daniel. Dar să ținem cont că asta era încă viitor pentru Daniel. Asta încă nu s-a întâmplat când Daniel a scris această profeție. Asta încă era viitor pentru Daniel. Deci Dumnezeu a dat un punct de plecare pentru cei 490 de ani, care era porunca pentru rezidirea Ierusalimului. Și avem în cartea lui Nemia și niște informații despre când a fost dată această poruncă. În Nemia, capitolul 2, cu versetul 1, unde am și citit, ne spune că era luna Nisan și era anul al 20-lea al împăratului Artaxerxe. Luna Nisan era prima lună în calendarul evreiesc, iar pentru noi asta însemna o parte din martie și parte din aprilie. Și ținând cont de istorie despre anii când a domnit Artaxerxe, al 20-lea an al domniei sale despre care ne vorbește Nemia era anul 444 înainte de Hristos. Deși nu ni se spune aici ziua lunii, a lunii Nisan, se presupune că era prima zi a lunii Nisan, când era lună nouă, iar asta după calendarul nostru însemna 5 martie, anul 444 înainte de Hristos. Asta era startul pentru cei 490 de ani, adică cele 70 de săptămâni despre care vorbește Daniel. Dar să mai ținem cont de ceva. Anii despre care vorbește Biblia sunt ani de 360 de zile. Deci un an, când vorbește Biblia despre an, este vorba despre 360 de zile, nu despre 365 de zile, cum este în calendarul nostru. Și sunt multe motive să credem asta, pentru că în Biblie avem multe dovezi în care anul evreiesc era de 360 de zile. Acum, acești 490 de ani sunt împărțiți în trei secțiuni, sau aceste 70 de săptămâni sunt împărțite în trei secțiuni. 7 săptămâni, reprezentând 49 de ani, 62 de săptămâni reprezentând 434 de ani și o săptămână reprezentând 7 ani. Acum, primele două secțiuni sunt legate. Cele 7 săptămâni, adică 49 de ani, plus 62 de săptămâni, 434 de ani, care în total sunt
69 de săptămâni sau 483 de ani. Și ne spune Daniel capitolul 9, versetul 26, că după această secțiune de 483 de ani, adică 7 săptămâni plus 62 de săptămâni, care sunt 69 de săptămâni, care înseamnă 483 de ani, după această secțiune, unsul, adică Mesia, va fi stârpit. Ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus după 4 zile după ce a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș? Ce s-a întâmplat? A fost răstignit. Deci, un lucru foarte interesant este că Domnul Iisus a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș prezentându-se ca Mesia împăratului Israel exact în ziua când se încheiau cei 483 de ani. Este ceva extraordinar. Domnul Iisus a intrat exact în ziua când se încheiau cei 483 de ani despre care vorbește Daniel capitolul 9. Asta este ceva uimitor. Este ceva ce doar Dumnezeu putea să prezică și să împlinească în detaliu. Profeția din Daniel s-a împlinit în detaliu cu privire la timpul când trebuia să vină Mesia. Este ceva extraordinar. Asta este încă o dovadă în plus, că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și că Biblia este demnă de încredere. Dar acum aș vrea să mai spun câteva lucruri din Daniel capitolul 9, pentru că am citit până la capătul capitolului și mai sunt câteva lucruri despre care, pe care aș vrea să le menționez. Am văzut că după această secțiune de 483 de ani sau 69 de săptămâni, 7 săptămâni plus 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit, Domnul Iisus a fost răstignit la sfârșitul celor 483 de ani de la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului din vremea lui Nemia. Și Daniel a mai profețit aici și despre distrugerea templului și a Ierusalimului care va avea loc după cei 483 de ani, după cele 69 de săptămâni. Templul din Ierusalim a fost distrus de romani în anul 70 după Hristos. Și Daniel, dacă uităm, a spus despre 70 de săptămâni, 490 de ani. Am vorbit acum mai înainte despre cele 69 de săptămâni, reprezentând 483 de ani. Când exact la sfârșitul celor 483 de ani, Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, călare pe un măgăruș și s-a prezentat ca și Mesia, împăratul lui Israel. Dar a mai rămas o săptămână, care reprezintă 7 ani. Cum rămâne cu asta? Ce s-a întâmplat cu asta? Asta este încă viitor. Este încă viitor pentru noi. Ultima săptămână din cele 70 de săptămâni despre care vorbește Daniel, ultima săptămână reprezentând 7 ani, din cele 70 de săptămâni care înseamnă 490 de ani, nu a continuat după intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Dacă uităm, Israelul ca și națiune l-a respins pe Mesia. Nu l-a acceptat pe Domnul Iisus ca Mesia, ca împărat al lor, iar Dumnezeu a făcut aici o paranteză. Până să termine cei 7 ani din cei 490. Și această paranteză este perioada bisericii în care ne aflăm noi. Perioadă care a ținut aproape 2000 de ani. Dar în curând, Dumnezeu va relua programul său cu Israelul ca să termine și ultima săptămână din cele 70. Să termine și cei 7 ani până când Mesia, Domnul Iisus, va veni în mod vizibil. Și știm, am mai spus și în trecut, că la răpire, când va fi răpirea bisericii, răpirea celor mântuiți, celor care și-au pus credința în Domnul Iisus Hristos, când biserica va fi luată, va începe necazul cel mare. Este vorba despre ultima săptămână din Daniel capitolul 9. Este vorba despre cei 7 ani. Și noi mai numim acești 7 ani necazul cel mare. Și în acești 7 ani va
apărea anticristul, care va face un legământ cu Israelul. Ne spune în versetul 27 că el va face un legământ pentru o săptămână, care știm înseamnă 7 ani, dar la mijlocul celor 7 ani, adică după 3 ani și jumătate, el va rupe legământul. Și jertfele vor înceta, care vor fi în templul Ierusalim, dar poate ne întrebăm, da, dar nu este niciun templu în Ierusalim, va fi templul Ierusalim, nu vă faceți griji de asta. Se va construi templul la Ierusalim și se vorbește despre asta deja, dacă vă interesați, veți vedea că se vorbește mult despre construirea celui de-al treilea templu Ierusalim, care va fi pregătit pentru zilele de pe urmă. Și Anticrist va face un legământ pentru 7 ani cu Israelul, dar la mijlocul celor 7 ani va rupe legământul, vor înceta jertfele de la templu și el va începe să persecute Israelul. Găsim în Daniel capitolul 9 cu versetul 27. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Un alt lucru interesant este că în vremurile de pe urmă Imperiul Roman va reînvia, iar Anticrist va veni din Imperiul Roman. Și în Daniel capitolul 9 cu versetul 26, Daniel profețește despre distrugerea templului și a Ierusalimului. Iar după cum am spus, templul și Ierusalimul au fost distruse în anul 70 de către romani. Și tot aici Daniel ne spune despre un domn care va veni fiind anticristul. Versetul 26. După 62 de săptămâni usul va fi stârpit și nu va avea nimic. Și aici este interesant. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. Este interesant aici partea asta. Ce vreau să spun, poporul unui domn care va veni. Cine este acest domn? Este vorba despre Anticrist. Și Daniel ne-a spus că Ierusalimul și templul vor fi distruse de poporul acestui domn care va veni. Acest domn n-a venit, încă va veni, este în viitor, dar templul și Ierusalimul a fost distruse de poporul acestui domn. Ce popor a distrus templul și Ierusalimul în anul 70 după Hristos? Romanii, da? Imperiul Roman. Așa că asta însemnând că Anticrist, acest domn care va veni, este domnul acestui popor, înseamnă că Anticrist va veni din Imperiul Roman. Poate spuneți, da, Imperiul Roman, să gata, nu mai este. Știm asta. Imperiul Roman niciodată n-a fost distrus. Imperiul Roman va reînvia în zile de pe urmă, pentru că Imperiul Roman niciodată nu a fost distrus. Imperiul Roman doar s-a fărâmițat în anul 400 după Hristos, dar el niciodată nu a fost distrus, el s-a fărâmițat. În istorie au existat 4 mari imperii. Imperiul Babilonian, Imperiul Persan, Imperiul Grec și Imperiul Roman. Și când un imperiu s-a ridicat, a distrus pe cel care era mai înainte. Dar Imperiul Roman a fost ultimul și nu a fost distrus niciodată de nimeni. El doar s-a fărâmițat. Și în cartea lui Daniel ne sunt prezentate toate cele 4 imperii. Dar asta va fi un subiect pentru altă dată. Dar în vreme de pe urmă, care sunt vremurile pe care le trăim noi, Imperiul Roman va reînvia și Anticrist va veni din Imperiul Roman, dar el se va prezenta în ultima săptămână despre care vorbește Daniel, în cei 7 ani, în cazul cel mare, și atunci se va ști cine este, dar cei mântuiți, biserica, nu vor fi aici, vor fi luați, vor fi răpiți, Domnul Iisus să fie în cer. Ok. Atunci când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș, predestându-se
ca Mesia, împăratul lui Israel, am spus că două mari profeții s-au împlinit atunci. Una a fost despre felul cum va veni Mesia, că va veni călare pe un măgăruș și a împlinit profeția din Zaharia, capitolul 9, cu versetul 9. Și o altă profeție care s-a împlinit este despre timpul când va veni Mesia. Sau pentru noi, când a venit Mesia. La sfârșitul celor 483 de ani de la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului, despre care am citit în Daniel capitolul 9 și în Neemia capitolul 2. Este foarte interesant cum profeția biblică s-a împlinit când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim. Profeții care au fost scrise cu sute de ani înainte s-au împlinit. Doar Dumnezeu putea face asta. De asta, asta este încă o dovadă în plus, că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este demnă de încredere. Atunci când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, poporul său la care a venit, poporul Israel, îl a respins. Și Ioan, capitolul 1, cu versetul 11, ne spune: a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Cine era săi? Poporul Israel. A venit la ai săi, la poporul Israel, și ei nu l-au primit. Cei ce au fost acolo și l-au întâmpinat pe Domnul Iisus cu bucurie și care au strigat Osana, care înseamnă mântuiește acum, erau puțini. La nivel național, el a fost respins. Ce vei face tu, dragul meu? Vei face același lucru? Îl vei respinge și tu pe Domnul Iisus ca și Domnul tău și Mântuitorul tău? Biblia ne spune în Ioan capitolul 1 cu versetul 12: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar toți cei care l-au primit, toți cei care cred în numele Lui, tuturor celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu. Astăzi poți să devii copil a lui Dumnezeu. Astăzi poți să fii mântuit prin credința în Domnul Iisus Hristos. Vrei să-L accepți pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor al tău? Tot ce trebuie să faci este să realizezi că ești păcătos. Este să realizezi că meriți să mergi în iad pentru păcatele tale. Să realizezi că Domnul Iisus a murit pentru păcatele tale, plătind pentru păcatele tale prin moartea sa pe cruce. Dacă înțelegi aceste lucruri și crezi aceste lucruri, ce îți mai rămâne de făcut este să te rogi Lui și să-i ceri iertare pentru păcatele tale și să-L rogi să te salveze, să te mântuiască. Și dacă faci asta, El promite că te va salva. El promite că te va mântui. Romani 10 cu 13 ne spune: fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Oricine. Astăzi vinul la Domnul Iisus. Astăzi acceptă-L pe Domnul Iisus. Vedem acești oameni, au fost puțini care l-au acceptat în acea zi când El s-a prezentat ca și Mesia. Au strigat Osana, care înseamnă mântuiește acum. Au fost puțini. Dar nu vrei să fii și tu din acei puțini care astăzi îl acceptă pe Domnul Iisus? Care și astăzi să spună mântuiește acum? Care și astăzi să îi ceară Domnul Iisus mântuire? Fă lucrul acesta astăzi și El te va mântui și vei avea viață veșnică. El a promis lucrul acesta și El îți va da viață veșnică. Dacă vii la El cu credință și spui credința în El și ceri iertare pentru păcatele tale și rogi să vină în viața ta și să te salveze, să te mântuiască. Sper că a fost o binecuvântare pentru toți cei care au ascultat acest mesaj. Domnul să vă binecuvinteze. Ne vedem data viitoare.